până a căzut cu fața în jos. Cu greu, s-a răsucit cu fața spre cer, în soarele strălucitor al dimineții. Găfuia, chinuit de o setenă prasnică, transpira abundent, deși dârdea a cuprins parcă de frigul morții. L-a blestemat pe Dumnezeul creștet pentru că îl părăsise, cât și pe marele spirit, care în loc să-l răsplătească cu o viziune și bătea joc de el în mod nedemn. A pierdut contactul cu realitatea, dar i-a trecut și frica. A început să plutească ca purtat de un vânt cald, de parcă niște curenți misterioși l-ar fi ridicat în spirală către lumină. Brusc, posibilitatea morții l-a entuziasmat și i s-a abandonat într-o pace infinită. Vârtejul fierbinte care îl ridica n-a ajuns la cer, vântul s-a schimbat, trântindu-l ca pe o piatră în fundul unei prăpăstii. Înainte de a leșina, a apucat să zărească ochii roșu ai vulpoiului care îl privea din pragul morții. În orele care au urmat, Diego s-a bălăcit în apele măloase ale coșmarului, iar când a ieșit la suprafață, nu-și amintea decât de sete îngrozitoare și de ochii ne ai vulpoiului. Era acoperit cu o pătură, întins lângă un foc, și lângă el se găseau Bufnița Albă și Bernardo. A mai durat puțin până să-și găsească corpul, să-și inventarieze durerile și să ajungă la o concluzie. M-au omorât șarpele cu clopoței, a rostit într-un târziu. Nu, copile, n-ai murit, dar nici n-a lipsit mult, a zâmbit Bufnița Albă. N-am trecut proba, bunico. Ba, ai trecut-o, Diego, l-a informat femeia. Fusese găsit de Bernardo, care îl adusese înapoi. Indianul era pe drumul de întoarcere, când în față i-a apărut un vulpoi. A fost sigur că acela era un semn, era ciudat ca un animal nocturn să îi se încurce în picioare în plină zi. În loc să-și urmeze instinctul de vânător, s-a oprit să vadă ce face. Vulpoiul n-a fugit, a făcut câțiva pași și s-a întors spre el, cu urechile ciulite și boticul tremurător. În orice altă împrejurare, Bernardo s-ar fi mulțumit să ia notă de purtarea neobișnuită a sălbăticiunii, dar acum era într-o stare vecină cu halucinația, cu simțurile în alertă și inima deschisă prevestirilor. Fără să stea pe gânduri, a mers după vulpoi până a dat de trupul inertal lui Diego. A văzut piciorul monstruos de umflat și și-a dat imediat seama ce se întâmplase. Nu trebuia să piardă nicio clipă, așa că l-a luat în spate ca pe un sac și a mers în marș forțat până la sălașul bufniței albe, care i-a înfășurat piciorul în niște ierburi și l-a făcut să transpire toată o trava. Vulpoiul te-a salvat. Este animalul tău tău temec și ghidul tău spiritual. Trebuie să fii ca el de abil, de isteț și de inteligent. Mama ta e luna, ca să e peștera. Precum vulpoiul, va trebui să descoperi ce e ascuns în întuneric, să te ascunzi ziua și să acționezi noaptea. De ce?" a întrebat Diego nedumerit. Într-o zi ai să afli, nu trebuie să zorești marele spirit. Până atunci, pregătește-te ca să fii gata când va veni ziua aceea," l-a sfătuit indianca. Din prudență, băieții au ținut secret ritul prin care îi purtase bufnița albă. Colonia spaniolă considera tradițiile indienilor fapte descreierate de ignoranță, dacă nu chiar de sălbăticie. Diego nu avea chef să afle taică său. Reginei i-a mărturisit experiența ciudată cu vulpoiul, dar fără să dea mai multe detalii. Pe Bernardo nu l-a întrebat nimeni nimic, căci muțenia îl făcuse invizibil, împrejurare nebănuit de avantajoasă. Oamenii vorbeau și se comportau de față cu el de parcă n-ar fi existat, dându-i astfel posibilitatea să observe și să tragă învățăminte asupra condiției umane. A deprins astfel să citească expresia corporală și a descoperit că nu întotdeauna cuvintele corespund intențiilor. A priceput că bătăușii sunt îndeopște ușor de învins, că cei mai vorbăreți sunt și cei mai puțin sinceri, că aroganța e tipică ignoranților, că lingușitorii sunt niște javre. Prin observații sistematice și disimulate a ajuns să descifreze caracterul celorlalți. Cunoaștere care-i folosea ca să-l apere pe Diego, care era încrezător din fire și era greu să creadă că alții pot avea defecte care lui erau străine. Băieții n-au revăzut nici mânzul cel negru și nici vulpoiul. Uneori. Bernardo avea impresia că el zărește pe tornado în mijlocul unei herghelii de cai sălbatici, iar Diego a dat în plimbările lui de o vizuină în care se găseau niște pui de vulpe proaspăt fătați, dar n-au pus aceste întâmplări în legătură cu viziunile atribuite marelui spirit. Oricum, ritul la care îi supusese bufnița alba a marcat o etapă. Simțeau că trecuseră de un prag și lăsaseră în urmă copilăria. Încă nu se simțeau bărbați adevărați, știau însă că făceau primii pași pe drumul greu al virilității dorința carnală i-a împuns în același timp, era ceva mult mai urgent și mai greu de suportat decât dosia și vaga atracție pe care Bernardo o simțea de la 10 ani pentru fulgerul nopții. Dar nu le-a dat prin gând să-și potolească dorința cu ajutorul docilelor indience din tribul bufniței albe, unde nu domneau restricțiile pe care misionarii le impuneau neofiților, pentru că Diego îi purta bunicii un respect absolut, iar Bernardo suspina după fulgerul nopții. Nu spera ca ea să-l iubească la rândul ei, era totuși o femeie în toată regula, curtată de vreo șase bărbați care veneau de departe și îi aduceau daruri. Pe când el era un adolescent împiedicat, n-avea ce să-i ofere și în plus era mut ca un iepure. Băieții n-au apelat nici la metisele sau la mulatra cea frumoasă de la tractirul din Los Angeles, căci se temeau de ele mai ceva ca de un taur lăsat liber, erau făpturi dintr-o altă rasă, cu buzele lor vopsite în roșu și răspândind un parfum pătrunzător de iasomie moartă la fel ca toți ceilalți băieți de vârsta lor, mai puțin Carlos Alcazar, care se lăuda că trecuse proba, se uitau la femeile astea de departe, cu venerație și spaimă. Împreună cu alți băieți de familie bună, Diego ieșea la plimbare în piața armelor. La fiecare întoarcere în punctul de pornire se încrucișau cu fetele de vârsta lor și din clasa lor socială, se uitau cu coada ochiului, abia dezâmbeau, pe jumătate ascunse de evantai sau de mantilă, în timp ce ei asudau în hainele de duminică și visau amoruri imposibile. Nu și vorbeau, dar unii mai îndrăzneți îi cereau voie primarului să cânte serenei sub balcoanele fetelor, idee care pe Diego îl paraliză de rușine, mai ales că primarul era chiar taică său. Totuși, nu excludea ipoteza de a apela vreodată la această metodă, drept care exersa zilnic melodii romantice la mandolină. Alejandro de la Vega a constatat cu enormă satisfacție că fiul său, pe care îl credea un zăbăuc incorigibil, se transforma finalmente în urmașul la care visa de când se născuse. A reluat deci proiectele menite a el educa precum un cavaler, care însă au fost amânate din cauza lucrărilor de renovare. S-a gândit să-l trimită la un colegiu religios din Mexic, dat fiind că situația din Europa era tot instabilă, de data asta din vina lui Napoleon Bonaparte, dar Regina n-a admis să se despartă de Diego și nu s-a mai vorbit de asta timp de doi ani, timp în care Alejandro și-a instruit fiul în administrarea domeniului, constatând că era mult mai bun decât ai fizis după notele obținute la școală. Nu numai că descifra de la prima privire încurcătura de însemnări și cifre din registrele de contabilitate, dar a ajuns chiar să sporească veniturile familiei perfecționând formula săpunului și rețeta a fumării cărnii, la care tatăl său ajunsese după nenumărate încercări. Diego a eliminat sodă caustică din fabricarea săpunului, a adăugat în schimb frișcă și a sugerat să fie dat spre încercare doamnelor din colonie, care cumpărau acest articol de la marinarii americani, încălcând restricțiile impuse de Spania comerțului din colonii că era vorba de contrabandă, n-avea importanță, toți închideau ochii, inconvenientul constant faptul că vapoarele se lăsau așteptate prea mult. Să pună cu lapte s-a dovedit un succes, tot așa și carnea afumată, după ce Diego a reușit să-i elimine duhoarea de catâr. Alejandro de la Vega începea să-l privească plin de respect pe fiul său și să-i ceară sfatul în diverse privințe. Într-o zi Bernardo i-a povestit lui Diego, în limbajul lor secret de semne și însemnări pe tăbliță, că unul dintre latifundiari, Juan Alcazar, tatăl lui Carlos, își extinsese pământurile dincolo de granița înscrisă în acte. Spaniolul invadase cu turmele lui munții unde se refugiase unul din triburile împinse acolo de coloniști. S-au dus acolo împreună și au ajuns tocmai când vătafii, secondați de un detașament de soldați, dădeau foc colibelor. Din sat nu rămăsese decât scrumul. Fără să vorbească, Diego și Bernardo s-au repezit ca un singur om și s-au interpus între caii agresorilor și victime. Ar fi fost zdrobiți de copitele cailor dacă cineva nu l-ar fi recunoscut pe fiul lui Alejandro de la Vega. Dar tot i-au gonit cu bicele. De la distanță, băieții au văzut îngroziți cum puțini indieni recalcitranți erau potoliți cu lovituri de bici, iar căpetenia lor, un bătrân, era spânzurat de un copac, ca să le fie învățătură celorlalți. Bărbații buni de muncă la câmp sau pentru armată au fost duși legați precum vitele. Bătrânii, femeile și copiii au fost lăsați să rătăcească prin păduri, flămânți și deznădăjduiți. Nu era ceva nou, lucrurile astea se petreceau tot mai des și nimeni n-avea curaj să intervină. În afară de părintele Mendoza, dar protestele sale se loveau de surzenia greoaiei și îndepărtatei birocrații din Spania. Documentele ajungeau după ani de navigație pe mare, se rătăceau în sertarele prăfuite ale unor judecători care nu puseseră niciodată piciorul în America, se încurcau în chichițe judecătorești și, în cele din urmă, chiar dacă magistrațiile dădeau dreptate indigenilor, n-avea cine să aplice justiția de partea asta a oceanului. La Monterey, guvernatorul ignora orice reclamație pentru că indienii nu erau prioritatea lui. Gaz peste foc turnau și ofițerii care conduceau închisorile, căci își puneau soldații la dispoziția coloniștilor albi. Nu puneau la îndoială superioritatea morală a spaniolilor, care, ca și ei, veniseră de foarte departe cu scopul de a civiliza și a creștina acest râm sălbatic. Diego s-a dus să stea de vorbă cu taică său. L-a găsit, ca de obicei, seara, studiind în hârțoage vechi bătălii, singurul lucru care mai amintea de ambițiile militare ale tinereții sale. Pe o masă lungă și desfășura armatele de soldații de plumb, conform descrierii din text pasiune pe care n-a reușit în niciun chip să-i o inculce și lui Diego. Pe nerăsuflate, băiatul i-a relatat scena la care asistase împreună cu Bernardo, dar toată indignarea lui s-a făcut țândări în fața indiferenței lui Alejandro de la Vega. Și ce vrei să fac, fiule? Domnia ta ești primarul. Împărțirea pământurilor nu ține de jurisdicția mea, Diego, în plus, n-am nicio autoritate în fața soldaților. Dar domnul Alcazar a omorât și a sequestrat indieni. Iartă-mi insistența, dar cum poate domnia ta să permită asemenea abuzuri? A băiguit ei gău sufocat. Am să vorbesc cu Don Juan Alcazar, dar mă îndoiesc că o să mă asculte, i-a răspuns Alejandro, deplasând o linie de soldății pe masă. Într-adevăr, s-a ținut de cuvânt. Mai mult decât să stea de vorbă cu latifundiarul, s-a plâns la garnizoană, a scris un raport către guvernator și a trimis un denunț în Spania. Și a ținut fiul la curent cu fiecare demers, căci o făcea doar pentru el. Cunoștea prea bine sistemul de clase pentru a spera cumva îndreptarea relelor. Presat de Diego, a încercat să ajute victimele, ajunse pe drumuri, oferindu-le protecție pe domeniul său. Așa cum bănuia, demersurile către autorități n-au avut niciun rezultat. Juan Alcazar și-a anexat teritoriul indienilor, tribul a dispărut fără urmă și nu s-a mai vorbit de treaba asta. Diego de la Vega însă n-a uitat lecția. Gustul rău al nedreptății i-a rămas mereu ascuns în memorie, de unde avea să tot izbucnească, determinându-i mai târziu cursul vieții. Prima mare petrecere la Conac a avut loc când Diego a împlinit 15 ani. Regina, care refuzase tot timpul să primească, a hotărât că asta era ocazia perfectă pentru a le închide gura apelor care o disprețuiseră în toți acești ani. Nu numai că a fost de acord ca soțul ei să invite pe cine voia, dar s-a ocupat ea însăși de organizarea sărbării. A vizitat pentru prima dată în viață vapoarele care făceau contrabandă și a târguit cele necesare, a pus șase femei la cusut și brodat. Diego a remarcat că era și ziua lui Bernardo, dar Alejandro i-a explicat că, deși băiatul era ca un membru al familiei, nu-i putea jigni pe invitația șezându-l la masă alături de ei. De data asta, Bernardo trebuia să stea cu indienii. Subiectul n-a dat naștere la alte discuții în contradictoriu pentru că Bernardo a scris pe tăbliță că avea de gând să o viziteze pe bufnița albă în sat la ea. Diego nu a încercat să-l facă să se răzgândească, știa că fratele lui de lapte voia să o vadă pe fulgerul nopții. Oricum, nu trebuia să întindă prea tare coarda, mai ales că taică să o fusese de acord ca Bernardo să-l însoțească în Spania. Planul de a-l trimite la un colegiu în Mexic căzuse odată cu scrisoarea venită de la Thomas de Romeu, cel mai vechi prieten al lui Alejandro. În tinerețea lor făcuse împreună războiul din Italia și de 20 de ani încoace își scriau sporadic. Dacă Alejandro își împlinise destinul în America, Thomas se căsătorise cu o bogată moștenitoare catalană și se pusese pe trai bun, până când femeia a murit la naștere. Atunci n-a avut încotro și s-a ocupat de cele două ofice și de ce mai rămăsese din Zestrea Nevestisi. În scrisoare, Thomas de Romeu îi spunea că Barcelona continua să fie orașul cel mai interesant din Spania și că țara asta oferea unui tânăr cea mai bună educație posibilă. Erau vremuri fascinante. În 1808 Napoleon invadase Spania cu 550.000 de oameni, îl răpise pe regele legitim și el silise să abdice în favoarea propriului său frate, Joseph Bonaparte. Era vorba de niște evenimente care lui Alejandro îi se păreau extrem de jignitoare, dar asta până a citit scrisoarea. Prietenul Thomas îi spunea că doar patriotismul unei gloate ignorante, ațățată de cler și de o mână de fanatici, se opunea ideilor liberale ale francezilor, care își propuneau să pună capăt feudalismului și oprimării religioase. Influența franceză, mai zicea, era precum o boare răcoroasă și noitoare, care mătura instituțiile medievale, precum inchiziția și privilegiile nobilimii și ale militarilor. În scrisoarea sa, Thomas de Romeu se oferea să-l găzduiască pe Diego în casa lui, unde ar fi fost îngrijit și iubit ca un fiu, pentru a-și completa educația la colegiul de umamoare, care deși religios, iar el nu era de fel prietenul sutanelor, avea o reputație excelentă. Adăuga, și asta era cireașa de pe tort, că băiatul ar avea și ocazia să studieze cu celebrul maestru de scrimă Manuel Scalanti, stabilit la Barcelona după ce străbătuse Europa toată predându-și arta. Asta i-a fost de ajuns lui Diego pentru a-și implora tatăl cu asemenea tenacitate, încât Alejandro a cedat mai mult obosit decât convins, nici un argument adus de prietenul Thomas nu era în stare să-i șteargă supărarea de a-și ști patria invadată de străini. Atât tatăl, cât și fiul au avut însă mare grijă să nu-i sufle o vorbă reginei că, în plus, Spania era bântuită de gherile, o formulă crudă de luptă duse de popor împotriva trupelor napoleoniene, care, chiar dacă nu folosea la redobândirea teritoriului, îl înțepa precum vie spile pe inamic, topindu-i forțele și răbdarea. Petrecerea aniversară a început cu o slujbă ținută de părintele Mendoza, cu alergări de cai și o coridă, în care Diego a făcut și el câteva figuri cu capa, înainte de intrarea matadorului profesionist, a continuat cu un spectacol acrobatic dat de o trupă ambulantă și a culminat cu focuri de artificii și bal. A fost mâncare pentru 3 zile și 500 de persoane, despărțiți după clasa socială, spaniolii puli la mesele principale așternute cu fețe de masă brodate în tenorif și așezate la umbra bolților încărcate de struguri cei de nivel mai jos, gătiți în ce aveau mai bun, la mesele de pelături și tot la umbră, indienii în curți și în plin soare, acolo unde se frigea carnea, se coceau tortillas și fierbeau oalele cu chili și mol. Musafirii au venit din cele patru vânturi și pentru prima dată în istoria provinciei a avut loc un ambuteiaj de trăsuri pe drumul regal. N-a lipsit nici măcar una din fetele de familie bună, căci mamele toate puseseră ochii pe unicul moștenitor al lui Alejandro de la Vega, în ciuda faptului că avea un sfert de sânge indian. Printre acestea era și Lolita Pulido, nepoata lui Juan Alcazar, o codană de 14 ani, dulce și cochetă, total diferită de vărul său Carlos, care o iubea încă din copilărie cu toate că Alejandro nu putea să-l sufere pe Juan Alcazar de când cu povestea cu indienii, a trebuit să-l invite cu toată familia pentru că făcea parte din notabilitățile așezării. Diego nu l-a salutat nici pe el și nici pe fiul său Carlos, dar cu a fost atent, considerând că fata n-avea nicio vină pentru păcatele unchiului. În plus, ea îi trimitea de un an de zile bilete de amor prin guvernanta ei, răvașe cărora el nu le răspunsese atât din timiditate, cât și pentru că prefera să stea cât mai departe de oricine din familia Alcazar chiar dacă era vorba de o nepoată. Foarte dezamăgite au fost mamele fetelor de măritat constatând că Diego nu se gânda nici pe departe la o logodnică și că era mult mai copil decât cei 15 a mai lui. La o vârstă la care alți fii de seniori își aranjau mustața și cântau serenade, Diego nici măcar nu se bărbiera, iar în fața unei fete îi pierea graiul. Venise de la Monterey și guvernatorul, aducându-l cu sine pe contele Orlov, înrudit cu țarina și însărcinat cu teritoriul Alaska. Măsura șase picioare înălțime, avea ochii de un albastru imposibil și era gătit cu uniforma husarilor, stacojie, cu tunică cu blana albă, cea prazuri aurii peste piept și bicorn împodobit cu pene. Neîndoielnic, era bărbatul cel mai frumos care se văzuse vreodată pe aceste meleaguri. Auzise la Moscova de doi urși albi pe care Diego de la Vega lui îi prinsese vii și îmbrăcase în rochii femeiești pe când avea doar opt anișori. Diego ar fi preferat să nu-l dezamăgească, însă Alejandro, cu pasiunea lui absolut inutilă pentru exactitate, s-a grăbit să-i explice că nu fusese doi, ci doar unul și nu alb, ci brun, că numai din știa trăiau în California, că Diego nu-l prinsese singur, ci împreună cu doi prieteni, că îi lipiseră pe cap doar o pălărie și că atunci strângarul avea 10 ani, nu 8, cum spunea legenda. Carlos și gașca lui, deveniți de acum niște bătăuși în toată regula, au trecut neobservați în puhoiul de invitați, nu însă și Garcia, care băuse un pahar în plus și plângea neconsolat pentru plecarea iminentă a lui Diego. Între timp, fiul umarului se îndreșase cât un bivol, dar continua să fie același copil din totdeauna și să-l admire orbește pe Diego. Prezența superbului nobil rus și belșugul petrecerii au potolit o vreme gurile rele din colonie. Regina a avut satisfacția să vadă că mutrele înfumurate care o disprețuiseră se împlinau acum să-i sărute mâna. Alejandro de la Vega, străin de asemenea mărunțișuri, se plimba printre oaspeți mândru de poziția sa socială, de domeniul și de fiul său, iar de data asta și de nevastă sa, care era îmbrăcată ca o ducesă, cu o rochie albastră de catifea și o mantilă de dantelă de Bruxelles. Bernardo fugise de două zile spre munți, la sălașul tribului, pentru a-și lua rămas bun de la fulgerul nopții. Fata îl aștepta, căci poșta indiană răspândise vestea plecării băieților. L-a luat de mână și l-a dus la râu, unde l-a întrebat ce era dincolo de mare și când avea de gând să se întoarcă. Băiatul i-a făcut un fel de desen cu un bețișor pe pământ, dar n-a reușit să o facă să înțeleagă distanța uriașă care despărțea așezarea ei de mitica Spanie pentru că nici el nu înțelegea prea bine. Părintele Mendoza îi arătase un glob pământesc, însă bila pictată nu prea l-a lămurit. Cât despre întoarcere, i-a spus prin semne, nu era sigur, oricum vor trece niște ani. În cazul ăsta, vreau să ai o amintire de la mine, a spus fulgerul nopții. Cu ochii în și o privire de o înțelepciune milenară, fata și-a lepădat și ragurile din semințe și pene, centura roșie, cizmele din blană de iepure și tiunică din piele de căprioară, rămânând goală în lumina aurie care se filtra printre copaci. Bernardo simțea că sângele îi se oprește în vine, că se sufocă de uimire și fericire, că începe să suspine nici nu știa ce să facă cu făptura extraordinară, atât de deosebită de el, atât de frumoasă, care îi se oferea ca un dar pomenit. Fulgerul nopții i-a luat o mână și i-a așezat-o pe un sân, iar pe cealaltă petalie, apoi a ridicat brațele și și-a desplătit părul, care i-a căzut pe umeri precum o cascadă de pene de corb. Bernardo a suspinat și i-a rostit numele, primele cuvinte pe care fata le auzea de la el. I-a cules pe buze cu un sărut și i-a scăldat chipul cu lacrimi premature, căci nici nu plecase și deja îi era dor de el. După câteva ore, trezit din fericirea absolută în care îl scufundase dragostea, i-a sugerat fetei un lucru de neconceput, să rămână împreună pentru totdeauna. Fata i-a răspuns hohotind vesel și i-a reamintit că nu era decât un puști, poate că voiajul avea să-l facă bărbat. Bernardo a petrecut câteva săptămâni cu tribul, timp în care s-au întâmplat evenimente esențiale pentru el, dar n-a vrut să mi le povestească. Puținul pe care îl știu, îl știu de la fulgerul nopții. Cu toate că îmi pot imagina restul poveștii, n-am să fac, din respect pentru firea rezervată a lui Bernardo, nu vreau să-l ofensez. S-a întors la Conac la timp ca să-l ajute pe Diego la făcutul bagajelor, aceleași cufere trimise cu mulți ani în urmă de Eulalia de Cales. De cum l-a văzut, Diego și-a dat seama că în viața fratelui său de lapte se schimbase ceva esențial, dar întrebările lui s-au lovit de o privire de gheață. A ghicit singur că taina avea legătură cu fulgerul nopții și n-a mai întrebat nimic. Pentru prima dată, exista ceva ce nu putea fi împărtășit. Alejandro de la Vega comandase în Mexico zestre princiară pentru fiul său, la care a adăugat pistoalele de duel cu încrustații de fildeș și mantia neagră căptușită cu mătase și nasturi de argint lucrat în stil toledan, primite de la Eulalia. Diego și-a luat și mandolina, un instrument util în cazul că și-ar fi învins timiditatea față de femei. Floreta care fusese a tatălui său, harapnicul din piele de taur și cartea maestrului Manuel Scalanti. Spre deosebire de el, bagajul lui Bernardo se limita la hainele de pe el, câteva schimburi, o pătură neagră de castilia și o pereche de cizme pe măsura picioarelor sale late, cadou de la părintele Mendoza, care era de părere că în Spania nu era cazul să mergi de sculț. Cu o zi înainte de plecarea lor a venit să și i-a rămas bun bufnița albă. N-a vrut să intre în casă, Știa că lui Alejandro de la Vega îi era rușine cu soacră sa și prefera să o scutească pe regina de o discuție. A stat cu băieții în curte, departe de urechi indiscrete și le-a dat darurile. Lui Diego, un flacon mare plin cu siropul adormitor, cu observația că trebuia să-l folosească numai pentru a salva vieți omenești. Diego și-a dat seama că bunica știa că-i furase poțiunea magică în urmă cu cinci ani și, roșu până în sprâncene de rușine, a asigurat-o că putea fi liniștită, învățase lecția, avea să păzească licoarea ca pe o comoară și n-avea să mai fure. Lui Bernardo, indian ca i-a dăruit o punguță din piele în care era o șuviță neagră. Io trimitea fulgerul nopții împreună cu un mesaj, să se ducă în pace și să nu se grăbească să ajungă bărbat, căci ea avea să-l aștepte cu dragostea neștirbită, chiar de ar trece multe luni. Mișcat până în măduva oaselor, Bernard o. și a întrebat bunica prin semne cum se făcea că fata cea mai frumoasă din univers îl voia tocmai pe el, care era un păduche, la care femeia i-a răspuns că nu știa, femeile sunt ciudate. După care a adăugat, cu o clipire din ochi, că orice femeie s-ar pierde în fața unui bărbat care vorbește doar pentru ea. Bernard o. și a atârnat punguța de gât, sub cămașă, lipită de inimă. Soții de la Vega împreună cu servitorii, Părintele Mendoza cu neofiții lui au venit să-i petreacă pe băieți până la malul mării. Acolo au fost duși cu o barcă la goileta Sana Lucia, cu trei catarge, condusă de capitanul Jose Diaz, care promisese să-i ducă nevătămați la Panama, prima etapă a călătoriei lungi spre Europa. Ultima imagine pe care au văzut-o Diego și Bernardo a fost silueta mândra bufniței albe, cu mantia ei de blană de iepure și pletele fluturând în bătaia vântului, spunându-le adio cu mâna ridicată pe un promontoriu stâncos de lângă peșterile sacre ale indienilor. Partea a doua, Barcelona, 1810-1812, dacă ați citit până aici, mă încumet să continui cu inima ușoară. Ceea ce urmează e mai important decât ce a fost până acum. Copilăria nu e tocmai ușor de relatat, dar trebuia să o fac ca să aveți o idee corectă despre Zoro. Copilăria e o perioadă nefericită, plină de temeri nejustificate, precum frica de monștri imaginari și de ridicol. Din punct de vedere literar, nu are suspans, căci, cu rarisime excepții, copiii sunt cam prostuți. În plus, nici n-au putere, adulții decid pentru ei și o fac aiurea. Le bagă în cap ideile lor greșite despre existență, după care copiii luptă o viață întreagă pentru a scăpa de ele. N-a fost, totuși, cazul lui Diego de la Vega, Zoro al nostru, care de timpuriu a făcut cam ce a avut el chef. Noroc că adulții din preajma sa, ocupați cu treburile și pasiunile lor, l-au lăsat mai slobod. Astfel, a ajuns la 15 ani fără a avea mari defecte sau mari calități cu excepția unei dorințe nemăsurate de dreptate, care nu știu dacă face parte din prima categorie sau din a doua, să zicem doar că face parte inseparabilă din caracterul lui. Aș mai spune că altă trăsătură ar fi vanitatea, dar ar însemna să anticipez prea mult, căci aceasta i s-a dezvoltat mai târziu, când și-a dat seama că i se înmulțeau dușmanii, ceea ce e un semn bun, dar și admiratorii, mai cu seamă de genul feminin. Acum e un bărbat în putere, cel puțin mie așa mi se pare, dar la 15 ani, când a ajuns la Barcelona, era un puștan cu urechi clăpăuge, a cărui voce era încă în schimbare. Problema urechilor i-a dat ideea să folosească o mască, îndeplinește dubla funcție de a-i ascunde atât identitatea, cât și urechile de faun. Dacă Moncod ar fi văzut urechile lui Zoro și ar fi dat seama imediat că detestatul său rival era Diego de la Vega. Iar acum, cu permisiunea voastră, să continui povestea, care din acest moment devine interesantă, cel puțin pentru mine, căci cuprinde perioada în care l-am cunoscut eu pe eroul nostru. Vasul comercial San Lucia, pe care marinarii îl botezaseră Adelita, căci erau sătui de embarcațiuni care purtau nume de sfinți, a făcut distanța între Los Angeles și Panama într-o săptămână. Capitanul Jose Diaz bătea de 8 ani coasta americană a Pacificului, timp în care făcuse o mică avere, cu care avea de gând să-și găsească o nevastă cu 30 de ani mai tânără și să se retragă în satul lui din Mercia. Alejandro de la Vega îi să fiul destul de temător, căci îl socotea un om cu morala flexibilă, se zvonea că și făcuse averea din contrabandă și trafic de femei vesele. Panameza cea fenomenală, a cărei uriașă bucurie de a trăi lumina nopțile bărbaților din Los Angeles, sosise la bordul vasului Sana Lucia, dar acum nu era cazul să caute nod în papură și a zis Alejandro, mai bine să fie Diego pe mâna unei persoane cunoscute, oricât de ticăloase, decât să străbată lumea singur. Băieții erau unici și pasageri, pe semne că Jose Diaz o să aibă grijă de ei ca de ochii din cap. Goeleta era condusă de un echipaj format din 12 marinari iscusiți, împărțiți în două ture, numite Babord și Tribord, pentru a-i deosebi, deși în cazul ăsta numele nu însemnau nimic. În timp ce o echipă își făcea tura de patru ore, cealaltă se odihnea și juca cărți. După ce băieților le-a trecut răul de mare și s-au obișnuit cu navigația, au început să participe la viața de pe vas. S-au împrietenit cu marinarii, care îi tratau cu o prietenie protectoare și au făcut ce făceau și aceștia. Capitanul stătea mai mult închis în cabina sa, unde se zbenguia cu o și habar n-avea că junii lăsați în grija lui se cățărau precum maimuțele pe catarg, riscând să-și rupă gâtul. Diego și-a dovedit talentul atât pentru acrobații, stând atârnat cu o singură mână sau un singur picior de odgoane, cât și pentru jocul de cărți. Alegea cărțile cele mai mari și avea o dibăcie uluitoare la trișat. Cu mutra lui inocentă i-ar fi curățat pe jucătorii cei hărșiți, asta dacă ar fi jucat pe bani, iar nu pe boabe de mazăre sau scoici. Banii erau interziși la bord, tocmai pentru ca echipajul să nu se masacreze pentru datoriile la cărți. Bernardo a avut astfel revelația unui aspect necunoscut al fratelui său de lapte. Nu o să facem foamea în Europa, Bernardo, întotdeauna va fi cineva pe care să-l bat la jocul de cărți și atunci va lui pe dubloni de aur, nu pe boabe de mazăre, ce zici? Și nu te uita așa la mine, omule, ce Dumnezeu, doar nu sunt un criminal. Vezi tu, ești prea habotnic. Nu-ți dai seama că în sfârșit suntem liberi, Acum nu mai e părintele Mendoza să ne trimită în iad, râdea Diego, obișnuit să vorbească cu Bernardo și să-și răspundă singur.